se pare o glumă sau cum? Tânăra de 18 ani, originară din Republica Moldova, se afla alături de prieteni la aniversarea fiului pădurarului de la Gâdeasa. În timp ce stătea pe pontonul lacului din apropiere, s-a dezechilibrat și a căzut în apă. Cadrele medicale sosite la fața locului i-au acordat primul ajutor de specialitate. La fața locului, datorită drumului nepracticabil, am ajuns cam după 45 de minute. Persoana era scoasă din apă. Despre norocul ei, să presupunem că a fost o persoană cu pregătire medicală care i-a acordat primul ajutor medical, resuscitare cardiopulmonară, a fost găsită inconștientă, într-o stare convulsivă. Noi am preluat pacienta, era într-o stare critică. Pentru că tânăra a stat în apă mai mult de 5 minute, s-a produs o deficiență de oxigenare la nivel cerebral. Adolescenta a ajuns în stare gravă la spital. Este în stare de comă superficială, are o saturație în oxigen de 95%, are modificări importante la radiografia pulmonară. Imediat după ce ambulanța a preluat adolescenta, ceilalți tineri s-au întors la chef ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Dar ce s-a întâmplat aici? De ce închideți porțile? La Gagici, la Gagici! Vi se pare o glumă sau cum? Da. Șefii direcției Silvice Vaslui susțin că erau la curent cu faptul că pădurarul sărbătorea majoratul fiului, iar întâmplarea a fost una nefericită. Cel mai bine este să secăm lacul, să-l secăm și sigur nu se va mai neca nimeni, vă garantăm. Cel mai bine este să vă luați măsuri de securitate înainte. Dăm drumul la baraj a forului Dumnezeu și sigur nu se va mai fi numai în țară. Deci a fost un eveniment nefericit. Dacă vreți să puneți dacă așa tot a problemă, fost eveniment nefericit, nu e cazul să mă ironizați pe mine, domnul director. Evenimentul s-a produs în curtea dumneavoastră. Sunt de acord că și bun și sunteți atât de entuziasmată că s-a întâmplat în curtea mea. Părinții tinerei din Republica Moldova se zbat acum să obțină viza de intrare în România pentru a putea avea grijă de fiica lor. Polițiștii au demarat cercetări la fața locului, dar nu s-au pus în evidență fapte de natură penală. S-a stabilit că tânăra a căzut în apă din neatenție.